Bună, sunt Reiki, tu vezi cum faci, să ai 3 minute pentru vlogul de marți. Ladies, leave your man at home. Vlogul de marți e plin de fonduri care nu sunt ale bărbaților noștri. Doamnelor, a venit momentul în care eu mă revanșez față de dumneavoastră. Trimiteți voi iubiții, prietenii, să ducă gunoiul, să-și ia o bere, să joace un FIFA, să facă ce vor ei, luați-vă un pahar de vin. Așezați-vă confortabil pentru că va începe festinul vizual. Am pregătit cele mai mișto exemplare de funduri masculine din lumea asta, după umila mea opinie. Și pentru că e un subiect atât, dar atât de delicat, nu mai e nevoie de nicio introducere. Începem! Novak Djokovic. Cucu! Cucu, bau, Novak! Știe foarte bine să-și pună aturile în evidență și noi femeile câteodată mai facem treaba asta. Upsi, am scăpat ceva pe jos. O să mă aplec fără să-mi îndoi deloc genunchii pentru că au un început de artrită sau ceva. Novak Djokovic, ar fi fost imposibil să n-aibă un fund mișto la câtă mișcare face el așa în viață zi cu zi. Și ne mai place și că e un tip amuzant, l-am văzut și cum se mișcă, am văzut că e și carismatic. Așa că fesele alea ferme merită să deschidă topul nostru. I'm gonna Channing all over the Tatum. Channing Tatum este întipărit pe retina mea și sper că și a voastră, dacă trăim în aceeași lume, datorită scenei alea din Magic Mike, în care e tot acolo pe podea. Și toate ne gândim la același lucru. Stai un pic numai să mă duc să mă încalț cu cizmele alea de cowboy și să-mi iau pălăria, căzi these boots are gonna walk all over you. Perfection! Nu știu de ce mi-e pe locul întâi. Pentru că pe locul întâi e altcineva, dar haideți să continuăm. Zac Efron, pentru mine personal, n-are cine știe ce sex appeal, dar a intrat în topul ăsta pentru că apreciez un bărbat care știe să-și aleagă bine pantalonii. Pantalonii sunt o parte super importantă a vestimentației și dacă au un croi bun, poți să n-ai tu cel mai mișto fund din lume, e ca tocurile la femei. Știi, dacă îți alegi tocurile potrivite, poți să pari că ai un fund mult mai beton decât e el în realitate, așa și la ei. Pantalonii ăștia au croiul perfect, așa că Zac Efron intră în topul nostru. Al meu. Al nostru. Al meu. Nu știu cu cine s-a luptat Rafael Nadal și cine l-a pus la pământ sau ce caută el acolo. Sau poate că are o putere specială și ascultă undele pământului. Sau poate simte că o să vină cu tremurul, pentru că, damn, asta o să se întâmple cu tine, Rafael Nadal, după ce pun mâna pe bucățica aia spaniolă. Sau ce nație ești tu, cater mama, cu Calvin Klein-ul tău cu tot. Matthew McConaughey. La început am crezut că e un țărănoi din ăla cu sex appeal, care îi place să tragă la sală, dar apoi am văzut True Detective și apoi am văzut o scenă de sex din True Detective și apoi l-am văzut la Oscaruri și am ascultat discursul și am văzut cum se uită la soția lui și cât de frumos se poartă cu ea și ce chimie mișto au oamenii ăștia și Matthew McConaughey s-a transformat în idolul meu masculin. Justin are așa un funduleț bombat, un pic pufos, mie îmi plac fundurile mari, atât la bărbați cât și la femei, atât timp cât sunt ferme și stau la locul lor și nu curg în toate părțile. Și pantalonii stau bine pe el și e simpatic așa, quirky, cum zice americană, nu știu ce mă băței. Probabil că dacă avea un fund așa bombat și pufos ca lui Justin, te băței și tu. Nu mi se pare că e mană cine știe ce sex appeal, dar aici vorbim doar despre funduri și să ne mai uităm o dată pentru că eu zic că merită un loc în top. Ding! Tehnologia este de acord cu ceea ce spun eu. Acesta, doamnelor și domnilor, este Joey Manganiello. Nimeni altul decât actualul iubit și cred că și logotnic al Sofiei Vergara, care intrase în topul meu cu fundele feminine. Deci da, se potrivesc. Vă dați seama ce sex fac oamenii ăștia? Vă dați seama ei doi așa?
not bad, știu. Eu fac parte din categoria aia de oameni un pic bolnavi, că nu cred că e o trăsătură tocmai normală. Când văd pe cineva și o persoană care îmi place și îmi stârnește anumite reacții, îmi imaginez cum e omul ăla atunci când face sex. Da? That's me. Probabil am gândit și despre tine chestia asta. Iar pe primul loc, în topul meu personal, și sper să fiți de acord cu mine, și dacă o să fiți de acord cu mine, o să mă lăsați în comentarii un mare da, este Brad Pitt cu secvența asta din fucking Troia. Din Troia. Eu am ales ce am putut eu mai bine, sunt sigură că voi în comentarii o să-mi sugerați și alte funduri care o să merite să intre într-un top. Asta a fost tot, dacă ți-a plăcut clipul, dă-i te rog un thumbs up. Dacă te-ai simțit bine și vrei ca și alte doamne să se simtă bine, dă-i un share. Iar dacă nu te-ai abonat încă la vlogul de marți, fă-o, pentru că o să mai vină clipuri, fac clipuri în fiecare marți și uneori vinerea. Vreau să știu cine ești și de ce te uiți la vlogul de marți, așa că am un mic chestionar pe care te rog să-l completezi, l-am lăsat în descriere. În rest, eu sunt Dalia Mărin, noi ne vedem marțea viitoare, ciao!